Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori, etalare pentru septembrie, o altă etalare, pentru că deja aveți etalare la alegere în formă de cruce celtică, aveți sfârșitul de august și septembrie, despre voi, scurte mesaje, voi în cuplu, voi singuri, voi în relație cu alte personaje, alte zodii. Haideți să vedem ce mesaj aveți la această etalare și vedem ce mai face până la sfârșitul lunii. În primul rând, legătură, conexiune spirituală. E clar că sunteți într-o conexiune spirituală cu cineva. O conexiune foarte profundă. Și cum arată și cartea și cum am spus de multe ori, deși evident că poate să nu fie chiar mereu la fel, dar în principiu, doamna este un pic, cel puțin un pic, dacă nu chiar mai mult, mai trează spiritual, mai lucrată din punct de vedere spiritual decât domnul, da? Doamna este mai sus. Și îl ridică într-un fel sau altul pe partenerul ei, da, pe, nu știu, aveți 27, numărul 9. 9 este chiar septembrie, interesant. Ha, poate, foarte interesant, posibil în această perioadă, că tot e etalare pentru septembrie și tot aveți 2 și cu 7, da, 9, o legătură spirituală pe care o aveți cu cineva se aprofundează. În ce sens? În continuare apare demonstrate love, demonstrează dragoste. Foarte posibil persoana la care sunteți conectați, flacăra geamănă, sufletul pereche, va începe foarte posibil, pentru că evident că această etalare poate se va manifesta în octombrie, în noiembrie, de-aia zic foarte posibil. Pentru unii dintre voi se va manifesta din septembrie. Persoana aceasta să înceapă să demonstreze dragoste, pentru că aici este treaba. Domnul sau partea masculină sau personajul dintre cele două care se manifestă, care manifestă energia masculină, trebuie să învețe să demonstreze dragostea, pentru că celălalt personaj este în lumină, a demonstrat deja, a arătat, a spus, a exprimat într-un fel sau altul. Și se pare că face și gestul de ridicare. Celălalt trebuie și el să înceapă să demonstreze dragostea. Acum că legătura este la început, că este, eu știu, o conștientizați, o simțiți de mai mult timp, iar poate să varieze. Însă, în septembrie, se începe această demonstrație de dragoste, pentru că, și cred că va fi din partea cuiva, pentru că în continuare aveți acțiunile vorbesc puternic, lucrurile sunt mai puternice decât, mai profunde decât par, foarte posibil, da, așa zic eu, și cui nu-i place să asculte în altă parte. Foarte posibil cineva nu a fost autentic, iar personajul care trebuie să demonstreze dragostea nu a fost autentic. Din cauza asta s-a întârziat uniunea inimilor. Evident, întâlnirea cu flacăra geamănă, care ar fi trebuit să se manifeste mai de mult timp. Acum că această legătură spirituală este una nouă, repet, sau este personajul la care vă gândiți de mai mult timp, poate să varieze, pentru că adesea, aici vreau să ajung, adesea ne concentrăm pe anumite persoane, da, sunt relații karmice și le confundăm, relațiile karmice, cu legăturile spirituale. Și elecția fiecăruia este provocarea fiecăruia, testul fiecăruia de a discerne între adevărata legătură spirituală și una falsă. Da, zic, pentru unii s-ar putea să fie o legătură mai veche, care se manifestă acum în această perioadă, pentru alții să fie o legătură mai nouă, rămâne de văzut. Asta pentru că aveți totuși un as de bâte, de-aia vorbesc de potențial de nou. Însă, unul dintre voi trebuie să învețe să fie autentic. Acum, din ce motive nu poate să fie autentic? Că poate să fie într-o relație karmică respectiva persoană, da? Sau respectivul. Să aibă o altă
legătură karmică și din cauza aceasta nu poate să demonstreze dragostea, nu poate să fie autentic, poate că a fost învățat, de-aia zic, poate pentru că variază, poate că a fost învățat să se ferească de dragoste, de emoții, de lucruri spirituale, să fie mai pragmatic, mai materialist, asta pentru că văd multe monede, iar poate să varieze. Însă, sunt semnale, ia să și păstrez cartea aceasta, sunt semnale că voi în continuare trebuie să rămâneți autentici, nu doar ei, ca să manifestați această întâlnire a inimilor, într-un fel sau altul. Le dați, îi alimentați energetic cu această forță a voastră de a fi autentici. Înțelegeți? Îi alimentați în transformarea lor. Interesant că oarecum mesajul seamănă și cu... sau cărțile din celălalt set confirmă faptul că există o legătură spirituală profundă. Din seria cealaltă de cărți a apărut Îndrăgostiții și Visează un pic. Nu mai știu la ce zodia a mai fost Visează un pic, a mai fost la câteva zodii, vedeți voi. Poate și la Leu, poate și pe la Balanță, poate și pe la, nu știu sigur, Capricorn, dar în fine. Sunteți îndrăgostiți sau cineva este îndrăgostit, îndrăgostită de voi. Dar s-a creat deja conexiunea spirituală în altă dimensiune, că acum se începe să se manifeste, se schimbă universul, shifting universes, în 3D și începe să conștientizați că trebuie să demonstrați dragostea, că trebuie să visați un pic, în primul și în primul rând să revin și aici, trebuie să visați un pic ca să înceapă să se manifeste, voi sau ei evident, să se manifeste această dragoste mai repede, în 3D. În momentul în care vă permite să visați, pentru că știu că mulți pești se concentrează pe stabilitatea lor financiară și pe împământenirea lor, ceea ce este foarte necesar, noi, ne este foarte ușor să visăm, nicio problemă. Deci este la îndemâna noastră. Posibil, pentru unii dintre peștișori, să fie o aducere aminte, să nu vă uitați esența, să nu vă uitați esența neptuniană, pentru că esența aceasta neptuniană vă ajută să vă conectați la celelalte dimensiuni și să manifestați această uniune a inimilor, a sufletelor. În momentul în care vă mai dați timp și de speranță, printre toate muncile pe care trebuie să le faceți, imediat o să vedeți, pentru că trebuie să munciți. Este un erou în voi, Burning Hero, care trebuie să se nască. Acum forjați, forați, explorați în voi. Poate chiar deja începe să turnați, interesant, trec dintr-un alt rata, dar v-ați obișnuit, da? Că de-aia sunteți aici alături de mine. Parcă este focul acesta din cuptor în care se topește aurul, da, aurul, energia voastră cea mai pură. Din acest motiv se zice să visați. Visați cam cum, anticipați, cu alte cuvinte, cum vreți să vă transformați și pe voi și persoana aceasta ideală și legăturile spirituale pe care vreți să le experimentați. Visați un pic. Pentru că aici este Neptun, este o forță creativă foarte mare. Și cu soarele în fecioară puteți să puneți în practică, în 3D, tot ceea ce visați. Și da, este Neptun conjunct cu soarele multor peștișori sau cei care mai aveți acolo planete. Poate să creeze confuzii, dar ajutați-vă de celelalte planete și transformați această forță creativă în ceva durabil. Și da, am spus că am trecut dintr-una într-alta, că sunteți în acest proces alchimic foarte profund, acolo sunteți în inima focului. Este un 8, e casa 8 a scorpionului. Și totuși, dați-vă timp să visați, în momentul în care visați, se schimbă universul, shifting universes, că știți engleză majoritatea, da? Și doar un moment de bucurie vă trebuie, doar un moment de bucurie vă trebuie să declanșați această schimbare de universuri. Dacă până acum ați fost concentrați pe muncă, pe stabilitatea voastră, aveți motive. Știu că am mai discutat despre decepții, despre multe. Dați-vă doar un moment de bucurie ca să se schimbe aceste dimensiuni prin întâlnirea cu lumina. Și în momentul în care vă întâlniți cu lumina, în momentul în care vă bucurați, da? E aceeași lumină de aici, doar că văzut dintr-o altă perspectivă, se produce schimbarea de
energie și începe să manifestați în 3D acest cuplu superb, această legătură spirituală, conexiune, zice, nu e legătură, conexiune, da, îndrăgostiți. Visați un pic și lucrurile încep să se schimbe. Sper că cei care v-ați obișnuit reușiți să vă, cu mine, v-ați reușit să vă separați mesajele. Cei care nu v-ați obișnuit, sper să o faceți acum. Din seria cealaltă de cărți, de aici, am vrut să se arate asul de bâte, un nou început, iar asul de bâte ține de această forță de foc. Acest foc interior care vă ajută să alchimizați orice v-ați propus să transformați în viața voastră. Este inspirație, este o inspirație divină, dar, dragii mei, este și o energie falică, este și o energie sexuală, este și un potențial de nou început, nu doar de proiecte creative, excepționale, dar și legături. Pentru unii dintre voi peștișori, cineva cu marcaj în mod special în fecioară, dar poate să fie și taur sau capricorn, asta pentru că apare eremitul și apar semne de pământ, monede, cineva cu marcaj în aceste zodii să inițieze, să demonstreze, da? Demonstrate love. Să demonstreze ceva, să demonstreze că vă place, că este atrasă de voi, să demonstreze ceva, pentru că bâtele demonstrează. Nu sunt cupe, sunt bâte, da? Oricum, trecând peste mesajul ăsta, există un potențial de proiect care să vă aducă un oarecare succes. Asta pentru că ați așteptat mult să investiți într-o direcție. Ați analizat, ați încercat să vedeți în întuneric, în sărăcie, în lipsuri, în nemulțumiri, în relații nepotrivite. Ați trecut prin această călătorie spirituală și interesat aveți 7, 8 și 9. Și vă găsiți lumina. Focul acesta interior pe de-o parte și mai este, că e felinarul, și este și cel generat de Sfântul Duh. În fine, cui nu-mi place să asculte despre așa ceva, îmi pare rău, poate să caute în altă parte, trebuie să mai vorbim și despre lucruri de genul acesta, nu doar despre monede, bâte. E un proiect pe care îl puteți începe în această perioadă și să vă aducă transformare profundă, nu doar financiar, că vă aduce spor, dar vă va transforma întreaga viață, întreaga viață. Ce-a vrut să se mai arate? Capricorn, iar pentru unii, asul de spade și 9 de bâte. Pentru unii dintre voi, există cineva cu marcaj în Capricorn care își dorește foarte mult să vorbească despre voi. Sau cu voi, nu despre voi, cu voi. Poate și despre voi, cu altcineva. Foarte posibil. Aha, interesant. Poate cineva, da, întreabă despre voi. Vor să afle adevărul despre voi. În fine, cred că unii dintre voi încercați să vă blocați curtea, să vă blocați sufletul, pentru că ați trecut prin multe și probabil că cei care sunt interesați de voi nu au acces la toate informațiile. Din acest motiv am zis că vrea să vorbească despre voi. Cineva investighează. Are obsesie. Că e Capricorn, că nu e Capricorn, poate să fie și semn de aer care are obsesie față de voi, poate să fie și semn de foc, sunt multe potențiale, da? Cineva are obsesie să afle mai multe despre voi și nu doar atâta să afle, asta pentru că își dorește o victorie, își dorește o relație, își dorește un nou început, iar aveți as de bâte, as de spade. Afară de faptul că există chimie, chiar dacă voi sunteți supărați, aveți niște lipsuri financiare din cauza unor dezechilibre, știți? Lucrurile se manifestă. Poate ce discutăm acum, le-am mai discutat acum câteva luni de zile și încep acum să se manifeste. Vești pe care le-am primit la începutul anului, la jumătatea anului, lucrurile se mișcă, energia circulă, nu este deloc în stagnare, cum uneori ni se pare. Ia. Peștișori. Septembrie 2020. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în peștișori. Ia uite, iar s-a arătat.
Asta e bătem. Pasiune, chimie, peștișori. Peștișori, că nu degeaba au apărut îndrăgostiții. Ia să vedem. Da, și uneori mai arăt și cu baghetuța. Ia uite, 9 de monede în trecut, 6 de cupe, oh, și eremitul, deci fecioară de 2 ori și 9 de monede și eremitul. Unii dintre voi aveți o legătură foarte profundă spirituală cu cineva care are marcaj Venus, că e Venus în fecioară, că acest personaj poate să aibă orice altă zodie, iar evident că e normal. Dar pentru unii Venus în fecioară, clar. Vă vede, acest personaj vă vede, vă simte. Însă lucrurile, deși în trecut v-ați întâlnit, ați discutat, mai mult sau mai puțin, depinde de voi, de experiența voastră, legătura aceasta spirituală există, da? Însă în trecut a intrat această legătură în tăcere. Din ce motive? Evident că poate să varieze. Însă voi, eu așa vă simt. Aici vă simt pe voi peștoaicelor, mai ales. Evident că pot să fie și peștișori. Aici vă simt pe voi. Independente, frumoase, ambițioase, muncitoare, cu reușite la activ. Nu sunteți disperate să faceți pact cu nimeni și nici să demonstrați nimănui cât de frumoase și inteligente sunteți. Cine vrea să vadă bine, cine nu, tot bine. Oricum, concentrate pe ce? Că pe ce e concentrat 9 de monede? Să ajungă, da, la curtea domnească, să ajungă valet, domniță, eventual rege de monede. Sunteți concentrați pe creșterea voastră. Și în practic, că e, și în spiritual, pentru că e 9 și 9 ține de spiritualitate. Și dacă v-ați întâlnit la un moment dat, de-a lungul timpului, dacă, cu siguranță că unii v-ați întâlnit, cu cine v-ați mai întâlnit voi din trecut, din vieți anterioare, din copilărie, cu cine v-ați mai întâlnit voi de-a lungul timpului, că e secțiune de trecut, lucrurile au rămas așa, oarecum în ceață și în frig, pentru că voi v-ați căutat lumina interioară, pentru că voi v-ați căutat creșterea, da? Ați căut interesant, fantastic, ce frumos vine mesajul. Voi ați căutat, ce fioram, să mergeți pe această cărare. Ați căutat și, da, sunt convinsă că spun adevărul, pentru că simt niște fiori acum de nu se poate povesti. Ați căutat să mergeți pe această cărare. Dacă la un moment dat în conexiunea aceasta spirituală lucrurile nu au mers, au stagnat, vi s-au părut că se poartă într-un anume fel sau aveți blocaje, v-ați separat și ați ales cărarea aceasta mai îngustă și mai întunecoasă, dar unde ați ajuns, dragii mei? Ați găsit lumina. Ia uite, ați găsit-o. Lumina de la capătul tunelului? Ați găsit lumina aceasta, ia uite, care vă penetrează sufletul și care face să se schimbe întreaga voastră ființă și odată cu voi energiile din jurul vostru, dimensiunile, universurile în care vă mai petreceți timpul. Interesant. Dar, pe scurt, o legătură karmică cu cineva, semn de apă, sunteți voi 6 de cupe, poate să fie un semn de pământ, dar care în ultima vreme a rămas în tăcere. Printre toate mesajele, selectați-vă. Acum, asul de cupe. Ce frumos, al treilea as, dragii mei peștișori, și mă bucur foarte mult. 7 de bâte. Oh, ce frumi, frumi, regina de cupe. Ce frumos. Asul de cupe apare, da? Visați un pic, visați și se manifestă. Cine știe de cât timp visați. Și dacă ați întrerupt visarea, întârziați și manifestarea. Continuați să vă alocați timp și pentru visare. Asul de cupe, regina de cupe. În primul și în primul rând ați învățat să vă iubiți pe voi. Asta este minunat. Cupa aceasta ați primit-o. E aceeași cupă pe care o are regina, o ține în mână. Cupa aceasta ați primit-o de mai mult timp și în această perioadă simțiți că meritați, simțiți că sunteți speciali, simțiți că simțiți oamenii din jur. Și nu doar că simțiți că vă iubiți, dar începe să oferiți celor din jur o dragoste specială, dar zic specială,
Nu pasiuni, aia o întrebi și o vedea dacă apare, că a apărut mai devreme. Însă, voi oferiți vindecare. Ah, ce frumos, da. Asta faceți. Oferiți vindecare. Ați învățat să vă, în această perioadă. Oh, ce mesaje frumoase. Vă protejați sufletul, pentru că această cupă este sufletul vostru. Vă protejați, vă apărați sufletul de cei care încearcă să ia mai mult decât oferă. Interesant mesaj. Asta pentru că apar două cupe. Asta pentru că avem un șase de cupe. Este o relație de dragoste, de prietenie reciprocă. Dacă nu se oferă cât se primește, vă protejați sufletul și asta înseamnă stimă față de voi. Foarte posibil pentru unii dintre voi, zic foarte posibil pentru că e un alt mesaj. Cineva să se lupte, să demonstreze, demonstrate love, să demonstreze dragostea în fața voastră. Ce frumos acțiunile! Omul acesta trebuie să acționeze, nu muse ca un bătăuș, nu doar să vă protejeze, dar să vă și ofere asul de cupe. Să demonstreze acțiunile, vorbesc puternic, da? Exprimați dragostea prin acțiuni. Demonstrați dragostea. Eu zic că nu e vorba de voi, e vorba de altcineva. Cineva trebuie să demonstreze. Trebuie să fie autentic. Ce frumos. Dar mi-a plăcut și prima variantă pe care am primit-o. Sper să îmi transmiteți cu care dintre variante ați rezonat. În continuare, în viitor. Viitor. A apărut. Diavolul, Capricornul, 10 de bâte și magicianul. Magicianul, manifestorul. Deocamdată așa simt cărțile. E un manifestor. Dacă personajul din trecut, acest nouă de monede, sunteți voi și atrageți prea mult atenția, se pare că prea mult, asta e. Vedeți cum faceți față, pentru că cineva e clar s-a intoxicat de dragoste și de dorință față de voi cu acest diavol. O vede ca pe o tentație de neocolit. Nu pot să reziste la această tentație. Ce zodii or fi ei, variază, că sunteți mulți, însă, în viitor cu, fii uite, două cupe mari, e o regină, da? E un as. Pe lângă astea șase, este deja prea mult. Este un 8. 8 înseamnă transformare emoțională. Cineva se transformă emoțional doar stând în preajma voastră. Doar stând în preajma voastră. Îi plânge, nu știu, îi plânge inima în suflet în momentul în care stă în preajma voastră. Aici sunteți voi, aici sunt ei. Ei sunt în cuplu. Ei sunt într-un cuplu, într-o căsnicie. Asta e cartea care, pentru mine, cartea căsniciilor obositoare, epuizante sau, evident că poate să fie și vorba de un job, de responsabilități, pentru că e și casa 10 a Capricornului, da, a carierei. Cineva, semn de pământ sau de foc, în mod special Capricorn, foarte posibil săgetător, să se simtă absolut intoxicat de emoții și de dragoste față de voi. În primul rând de emoții, că până la dragoste rămâne de văzut cât de rezistenți vor fi, deși se pare că sunt rezistenți, dar sunt și epuizați de prea multe responsabilități și de un parteneriat karmic. Există un parteneriat karmic în viața lor care îi epuizează și vor să manifeste un nou început. Evident cu voi, regina de cupe. Evident cu voi. Da? Magician. Poate să fie și un berbec, că avem semn de foc, poate să fie și capricorn, capricorn în ianuarie, mai mult sau mai puțin. Orice zodie, am zis semn de foc, am zis și fecioară pentru unii. Însă, dacă la un moment dat și voi a stat în frigânceață singurei, adică vreau să zic, și ei, chiar dacă au fost în căsătorie, chiar dacă au fost în relație, au fost adesea singuri, lăsați de izbeliște, de partener, de parteneră, apăreți voi, ce frumos, în viața lor,
Ca o sirenă. Și atrageți în această lume apoasă, în această lume emoțională pe care n-au mai experimentat-o sau poate doar în vise au experimentat-o, însă au această șansă să o manifeste în realitate cu voi. Rămâne de văzut cum o vor manifesta, pentru că e sfârșit de septembrie, cine știe când se va manifesta, e doar unul, da? Unul e doar un început. Însă, e o poveste de dragoste care se conturează. Nici îndrăgostiții nu sunt foarte detailați, e doar un contur. Pentru unii dintre voi, un alt mesaj. Dacă în trecut ați manifestat o poveste de dragoste cu cineva, în fecioară în special, că e fecioară, sau alt semn de pământ, situația a devenit toxică. Toxică. Și epuizantă, și vreți să manifestați un nou început, dragoste de sine, lumină spirituală, legături spirituale cu altcineva. Asta rămâne în domeniul trecutului. În prezent, această legătură foarte profundă, spirituală, emoțională, a devenit obositoare pentru că trebuie să luptați prea mult pentru această legătură. Asta pentru că ei mai au pe cineva. E clar, mai au pe cineva. Sau voi, evident, că poate să fie și invers. Această legătură, pentru unii cu un semn de foc, leu, berbec sau săgetător, a devenit epuizant. Pentru voi, pentru ei, unul dintre voi trebuie să se lupte prea mult pentru această legătură. Și atunci, repet, vreți să manifestați, magicianul, un nou început, regina de cupe, sufletul vostru pereche, legătura spirituală sau pur și simplu dragoste față de voi, dar și creștere spirituală. La capătul setului de cărți aveți 6 de spade, 4 de cupe. Voi supărăcioși, nu supărăcioși, supărăcei, vreau să zic, aici e supărăcioși. Supărăcei, voi amărâți, poate unii chiar sunteți depresivi. Ați vrea să plecați din locul în care sunteți. Acolo unde stați, unii dintre voi nu vă simțiți bine. Vreți să plecați într-un loc care vă dă stabilitate. Vreți să renașteți, ah, ce frumos. Da, vreți să renașteți. Că e vorba de o simplă călătorie, că e vorba doar de o vacanță sau să vă schimbați locul, apartamentul, casa, eu știu ce să vă mai schimbați. Vreți să plecați undeva unde aveți parte de senin, unde puteți să stați sub un pom. Ah, să știți că e foarte important să stați direct pe pământ, să vă descărcați energetic și să vă încărcați. O spun pentru că și eu practic, da? Încercați, chiar dacă stați la bloc, să vă găsiți un loc ușor într-un parc în care să stați așa frumos. Dar să nu vă gândiți la trecut, la trei de cupe, gândiți-vă la potențialul care vine, la asul de cupe care vine. Oricum, ideea este că vreți să renașteți, să vă ascultați intuiția, să vă ascultați îngerii cu eremitul pe care l-am văzut, vreți să vă găsiți stabilitatea. Să creșteți la regina de cupe, să adăugați regina de monede. Am zis, sunteți într-o stare de preîmpărăteasă. Treceți prin toate etapele de maturizare. Pentru asta știți că aveți nevoie de răbdare, trebuie să vă construiți viața, reconstruiți pas cu pas. Iar apare semnul Capricornului pentru cineva. Cineva are multă pasiune pentru voi, dar mare grijă. Foarte posibil pentru unii dintre voi, cineva cu marcaj în semn de foc sau semn de aer, da, are pasiune, dar nu este nici prea serios. Dacă revine, mare grijă. Dacă revine, mare grijă pentru că este o persoană aventuroasă, aventurieră. Da, nebun, riscă lucrurile de dragul aventurii și apoi pleacă. Mare grijă, lăsați-i în spate pe ei. Că e regele de bâte, că este un cavaler de spade, lăsați-i în urmă. Concentrați-vă pe semnele care vă aduc, semne, oamenii care vă aduc stabilitate. Lucrurile, legăturile stabile se construiesc încet, în timp, da? Și dacă voi ați așteptat pentru creșterea voastră, vine acest cadou, această susținere din partea cuiva, 7 și cu un 8, 8 de care am vorbit, se produce transformarea, alchimia, vi se va schimba viața, vi se va aduce stabilitatea asta pe care vă doriți mulți, multe. Hai totuși să clarific. Uf, o situație, nu sunteți unul lângă celălalt.
Acum, drumul nu trebuie să fie foarte mare, poate să fie și de scurtă durată, dar nu sunteți unul lângă celălalt cu trei, dar sperați, trei de bâte. În fine, vreau să clarific ce? Vreau să clarific diavolul. Clarificăm diavolul pentru peștișori. Oh, da. 5 de spade. Persoana aceasta care intră intoxicată, nici nu poate să vorbească, nici eu nu pot să mai vorbesc, da? De atâtea emoții față de voi, are argumente cu partenerul karmic. Se ceartă. Clar se ceartă. Clar se ceartă. Pe de altă parte, uite, avem confirmarea că este foarte posibil să fie și un semn de aer pentru unii dintre voi. Gemeni, balanță sau gemeni aveți și aici? Sau vărsător? Ar mai fi o altă variantă ca ego-ul lor să anuleze potențialul de dragoste și să vă facă să vă îndepărtați și să vă doriți un nou început în altă direcție. Pentru unii dintre de voi care simțiți că acest mesaj ține de trecut. Ia uite. Trebuie să mergeți către persoanele care vă dau stabilitate. Nu musai semn de pământ, persoane care vă dau stabilitate. Ia uite. Să vă schimbați energiile, să vă vindecați. Vă separați de cei care vă pun la pace, vă fac să vă pierdeți nopțile de prea multe griji. Magicianul, clarifică magicianul. Oh, justiția. Wow. Aveți iar semn de pământ care se abține în relație cu voi și vă pune într-un trio, că sunt căsătoriți. Semn de pământ, în mod special Taur, în mod special, dar poate să fie și Capricorn, poate să fie și Fecioară, da. Și ei sunt puși să aleagă între această pasiune pentru voi și situația de acasă. E o pasiune, iau, de clar. Wow, față de voi spânzurat-o. Puh, dar cum ne arată cărțile. Acum, în momentul în care, clar, voi spuneți, nu mai vreau să mă consum energetic în relații de genul acesta în care sunt pusă în triunghiuri amoroase sau să am de-a face cu ego-ul cuiva, cu dorința de control, asta clar este dorința de control a cuiva. Eu vreau creștere spirituală, legături profunde spirituale. În momentul acela începe să se manifeste, dragii mei, ce? Justiția. Că aveți gemeni și balanță, este treaba voastră, unde vreți să vă gândiți. Eu nu mai vreau să mă mai gândesc la zodii, pentru că las surpriza lui Dumnezeu să se manifeste. Surprizele divine. Ideea este că se manifestă justiție divină. Vă echilibrați viața în momentul în care, sau ei, evident, este foarte posibil și pentru ei. Dar ce se întâmplă cu partenerii noștri? Ce li se întâmplă lor, ni se întâmplă și nouă, ca într-o oglindă, da? Mai ales dacă suntem într-o legătură spirituală profundă. Deci, dacă ei renunță la aceste energii toxice, da? Dacă ei renunță, manifestă justiție divină în viața lor prin voi. Da? Regina de cupe, eremitul. Dacă renunțați voi, manifestați voi. Și atunci, în momentul în care începe să manifestați voi în viața voastră, se va produce la un moment dat și în viața lor schimbarea. Da. Zic că e destul. Din cartea, din seria cărților intime, iar au vrut să se arate eremitul. Am zis că unii dintre voi, domnițelor, în mod special, dar poate și domn, sunteți cam singurele, cam singurele. De ceva timp, da? Regina de cupe, eremitul. Și aici, eremitul. De ceva timp, stați și vă uitați la cei care trec pe stradă și se țin de mână, da? Se întâlnesc la câte o cafea, la câte un suc, se sărută, se țin îmbrățișați, fac dragoste. Vă uitați și vă gândiți, unde este flacăra? Eu ce interesant mesaj. Unde este flacăra mea? Aici o flacără. Unde este flacăra mea? Sau ar fi trebuit să fie o flacără? Flacăra mea geamănă. Unde e flacăra mea geamănă? A apărut și 8 de monede. Cineva ar vrea să vă atragă atenția, domnițelor, însă voi vă gândiți acum la stabilitatea voastră financiară. Pentru că știți că nu mai vreți să sperați și să vă consumați energia în speranțe. Vreți ceva practic.
Vreți oameni care să lupte pentru voi, ia uite, să lupte pentru voi. Aici sunteți voi. Spânzuratul, 10 de cupe, un ideal frumos, o poveste de dragoste frumoasă, foarte posibil cu cineva cu marcaj în semn de foc. Leu, berbec sau săgetător. Dar, zic un ideal pentru că apare după 10 de cupe spânzuratul. Apar sacrificiile, apar problemele. A fost un ideal frumos. Un vis frumos, dar voi vreți un vis care să se manifeste în realitate. Din acest motiv ați luat timp să vă vindecați, doamnelor și domnilor, unii dintre voi. V-ați luat timp să vă vindecați și cei care v-ați luat acest timp, că nu toți v-ați luat acest timp de vindecare, o să și manifestați o relație spirituală profundă. Hai să vedem. Peștișori, Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Peștișori, Septembrie, Dragoste. Opa, ia uite, Împăratul. Taur, berbec și nu doar. Orice zodie poate să fie și leu și orice. Ia uite. Nebunul. Peștișori. Nebunul poate să fie vărsător sau berbec. Peștișori, septembrie. Ce frumos. Trei de bâte. A vrut să se arate trei de bâte. Ați văzut? A, ce frumos! Doi de cupe, suflete perechi, cei doi îndrăgostiți care se iubesc, mă. Da, într-adevăr, domnul este absolut captivat de voi, ca și domnița, am zis. Ia uite, se și vede povestea pe care am descris-o mai devreme. Aici este domnița, peștoaica, în mod special. Domnița frumoasă, încrezătoare, ați învățat să aveți încredere în voi, da? Și domnul e absolut intoxicat, e fascinat de voi. Îi seduceți pur și simplu când vă mișcați mâinile, vă aranjați părul, vă scuturați camele de pe fustă, pur și simplu îi seduceți. Da, e o dragoste profundă. Dacă ați fost dezamăgiți, lăsați dezamăgirile să se ducă pe apa sâmbetii. Lăsați acele pasiuni neîmplinite să se ducă și manifestați această legătură profundă, spirituală, da? Cineva, nu doar fizică, și spirituală. Ați avut treiași până acum, doi de cupe, doi oameni care se iubesc profund. Și aici aveți un bărbat însurat, în mod special că e împăratul, da? Împăratul de obicei este însurat, evident că poate să aibă și un business și să fie însurat cu jobul său, cu businessul său. Dar care își cam petrece timpul visând la voi, ia uite, dream a little la cine? La peștoaică, eventual. Evident că poate să fie și invers, pentru că aici se varsă multă apă. Și își dorește o nebunie, își dorește să o ia de la zero. Poate chiar să lase pentru unii dintre voi, pentru că apare și justiția și magicianul și pentru unii poate să fie și un divorț. Își dorește să o ia de la zero și să se aventureze mai aproape de voi, să vă întâlniți noaptea pe furiș, să vă iubiți. Să vă iubiți și să vă simțiți focul. Dar nu doar focul, și sufletul, dragii mei peștișori. Iar nu stați în același loc, în același car, nu cartier, chiar în aceeași localitate. Nu stați pentru că există trei de bâte, care înseamnă drumuri scurte. Dar, bine, scurte, lungi, la drum, vă întâlniți la drum. Asta își dorește cel puțin acest împărat, care, repet, cred că este intoxicat. Este intoxicat de emoții, dar pentru că apare acest zero, acest nebun, s-ar putea să fie intoxicat și de certuri cu partenerul, partenera și să-și vrea să își riște, să-și riște fericirea într-o altă direcție cu voi. Cu voi. Și nu e un risc. Este un risc aparent. Pentru că în momentul în care ne găsim stabilitatea, nu mai creștem. Iar există tentația, șarpele, tentația am văzut-o și la diavol. Există această tentație în preajma voastră, așa se simt tentați. Dar știți cum e?
Poate să fie un test divin sau, într-adevăr, o simplă tentație. Cam aceasta e talarea pentru peștișori. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și dragoste multă. Ciao, ciao!